Dar nu se putea să nu veniți să vedem o a treia expoziție pe care o organizăm, Zmarandei Piliuță. Prima a fost, cred, fix acum un an, a doua fix acum un an, sau morules, 4 octombrie anul trecut. A doua a fost la MOBU, la cel mai important eveniment cultural de anul acesta. Cred, pentru că a fost o expoziție, cea mai importantă expoziție de artă contemporană și am avut tot așa, în tandem, pentru că vorba lui Pavel Șușară, Smaranda are doi tați. Unul este Constantin Piliuță și unul este Andy Warhol, pentru că stilul ei de pictură este complet diferit de al tatălui ei. Ea este arhitect și atunci are linii, se bazează pe alte subiecte. Singurul lucru să vă spun ceva, când a venit la mine prima oară, acum vreo un an jumătate, mi-a arătat niște lucrări și semna ca Piliuță cu paharul. Și i-am zis, Smaranda, tu bei? Nu beau. Păi și atunci ții cu paharul acolo, scoate paharul din viața ta. Lucru care lui Constantin Piliuță, se știe, îi plăcea foarte mult cu paharul și din cauza asta chiar semnătura este cu un pahar Piliuță. Bun, vom deschide Po Arta, vă vom arăta lucrurile, vă vom invita înăuntru și după care avem și o mică expoziție și o să venim în grupuri mai mici. Vă invit în interior, unde mai am două spații, Art by Appointment, în care vom vedea câteva lucrări de Constantin Piliuță din colecția mea și alte surprize. De fapt, una dintre ele vreau să vă dezvălui. În mijlocul lucrărilor lui Constantin Piliuță există o pianină care e un bul din 1860, o pianină care a aparținut lui George Ștefănescu Arefi, George Ștefănescu care este întemeitorul operei naționale. Această pianină abia a venit de la restaurat, mai trebuie să-i fac mecanica și acordajul, după care vom începe seratele aici, în Art by Appointment, și vă vom invita la muzică, la muzică bună, muzică de calitate, la poezie și, de ce nu, la un pahar cu vin. Vinul, cred, sper să-l mai avem, să vedem ce face Rotenberg cu negocierile. Ideea este că vă mulțumesc încă o dată că ați venit, îi mulțumim Zmarandei că ne încântă cu expoziții foarte bune. Între timp, Zmaranda a vândut la niște licitații și a avut niște prețuri excepționale, mai ales că ținem cont că le-a vândut cu 2400, 2200, 2400 de euro, plus comisionul au plătit două persoane sau una singură, au plătit peste 3000 de euro pe lucrare de Piliuță, ceea ce este remarcabil. Vom continua să expunem, vom continua să participăm la licitații și promit și în memoria lui Constantin Piliuță și pentru Zmaranda să o facem cunoscută ca și tatăl ei. Vă mulțumesc încă o dată, o să vă invit în interior, dar nu înainte de a-i da cuvântul lui Silviu Covaci, fotograful nostru drag, unul de cei mai cunoscuți fotografi, care vrea să ne citească ceva. Ceva. Această monografie a Teatrului Național din Cluj, pe care eu am răsfoit-o zilele acestea în vederea întocmirii unei lucrări imense despre toți actorii români din toate timpurile, înainte de 1800, Matei Milă, și la care, sub formă de tabel, există deja peste 6000 de actori înscriși acolo. Ce credeți că am găsit noi aici? Am găsit... Mai ziceți voi ceva, că am pus semn și nu mai știu. Sunt vreo 10 semne. Nu, sunt 1000.
1000, cu atât mai mult aceasta și caută-le și ne spune Zmaranda ca să nu plictisim, mai ales că toată lumea vrea să intre înăuntru să vadă lucrările. Dar ești un drăguț și îți mulțumesc pentru că te-ai gândit la expoziție. Zmaranda, te rog. Vă mulțumesc tuturor că ați venit și sper să vă placă ce vedeți. Sigur, sigur ne va place, sigur, sigur vă va place, pentru că sunt lucrări de mari dimensiuni, lucrări frumoase, lucrări dinamice. Vreau să vă zic că sunt lucrări de un dinamism extraordinar, pentru că sunt sporturi, o să vedeți, sporturi, tot felul de lucruri foarte, foarte frumoase. Gata? Ai găsit? Am să pun puncte, pentru că bănuiesc că toată lumea va înțelege ce citesc. De la această premisă a pornit și Ioan Taub, regizorul piesei O noapte furtunoasă, premiera 1 octombrie 1966. Refuzând tradiția? Nu. Puncte. Un decor inspirat și ingenios, semnat de... Constantin Pilie. Așa, bine că te las. Semnat de, se rotește pe turnantă, înfățișându-ne ca într-un carusel personajele și locurile de joc. Super, frumos spus. Și Piliuța, într-adevăr, a fost foarte fecund și a fost extraordinar de apreciat. Se vede acum din cotele pe care le are în licitații și în galerii. Încă o dată vă mulțumesc. Loredana, dă-mi mie, te rog, așa și să deschidem. Știai că a fost scenariul la Ioan Cluj, la Teatrul de Cluj, așa? Așa, 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 așa. Vă invit la expoziția Zmarandei. Sunt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lucrări mari și 4 lucrări mici, de care sper să... Ce faceți? Rămâneți afară? Haideți, vă rog! Bună, să rămână Irina! Vă spuneam de dinamice, că sunt foarte dinamice cu bicicletă, cu schi, personaje care... Uite ăsta cu vinul. Așa. Nu, e foarte curajoasă din punctul ăsta de vedere. Trebuie să ai curaj să faci, pentru că un spațiu ți-l umple cu atâta culoare, spațiu, ceea ce este... extraordinar. Culoare și forță. Și față de celelalte expoziții, este cea mai bună expoziție, evident. Stai să iau microfonul, totuși. Gata. Închidem și mie asta. Sì. Fără... Da.